pentru remedierea unei avarii survenite astăzi, 5 noiembrie 2018, la vana de legătură de pe conducta principală de alimentare cu apă cu diametrul de 600 mm de pe strada Independenței din municipiul Megidia. Raja a fost nevoită să întrerupă furnizarea apei potabile în intervalul orar 13 și 15 minute, 18 și 30 de minute. Sunt afectați de lipsa apei toți consumatorii din cartierul de nord. Raja își cere scuze pentru neplăcerile create consumatorilor din zonă, pe care îi asigură că echipele de intervenție vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp.